Pascali laudes, imolent Christian. Duminică 1 aprilie, romașcani au avut parte de un moment înălțător ocazionat de concertul de muzică sacră care i-a adunat în ajun de sărbătoare a Învierii Mântuitorului pe ortodoxi și romano-catolici deopotrivă, numitorul comun al întâlnirii cu romașcanii fiind muzica specifică acestei perioade. Ne bucurăm cu toții că în comunitatea noastră, în postul mare, putem atinge diferite paliere ale cunoașterii, ale credinței și până la urmă împreună, în comunitate, ne putem desăvârși bucuria. Eu cred că astfel de inițiative sunt de toată lauda și trebuie să le permanentizăm, pentru că ele ne aduc mai aproape unii de alții, ne fac mai buni, mai înțelegători, să trecem mai ușor peste clipele grele și ne înalță într-o Domnul. Cum bine știm, muzica sacră este în slujba liturghiei, iar această muzică ne este prezentată în această seară de solist Părintele Profesor Ciprian Antălucă, Schola Cantorum, Corul Seminarului Teologic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi din Roman, Laudamus, Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Gheorghe din Roman, Quartetul Clasic Festiv, Conservatorul George Enescu din Iași, Schola Cantorum Mușatină din Roman, și melozii romanului Corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Gheorghe din Roman. Ei ne vor predispune la o interiorizare și o trăire adecvată a Misterului Pascal. Această manifestare cultural-religioasă vine în întâmpinarea oamenilor iubitori de cultură și de spiritualitate. Academia Petru Cocănel, condusă de președintele Părintele Dr. Eugen Răchiteanu, pe care avem bucuria de a-l avea printre noi în aceste momente, el fiind și organizatorul principal al acestei manifestări de excepție, și-a propus să promoveze pe o perioadă îndelungată acțiuni disciplinare și de cercetare în domeniul istoric, teologic, juridic și artistic. În cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, Academia organizează frecvent seminarii, conferințe, simpozioane naționale și internaționale în domeniile amintite mai sus, dar și manifestări culturale și concerte cu caracter sacru. Colaborarea cu multe instituții de învățământ universitar și nu numai, atât din țară cât și din străinătate, a făcut posibil promovarea valorilor naționale și internaționale prin tipărirea cărților, articolelor și actelor simpozioanelor în propria colecție de studii științifice intitulate Studia et Documenta. Academia se bucură de un grup important de membri care sunt realmente personalități ale culturii românești din străinătate, care participă efectiv la acțiunile întreprinse până în prezent. Întorcându-ne la sensul și importanța manifestării din seara aceasta, amintim că din bunăvoința unor oameni de suflet are loc acest concert și ca atare amintim și în același timp mulțumim din suflet doamnei Nușa Chiriac, domnului primar profesor Laurențiu Dan Leoreanu și domnului deputat Marius Neculai. Stimate auditoriu, stimate domnule primar, dragi confrați preoți catolici și preoții ortodoxi, mă unesc la cele spuse de Părintele Tușcanu, dorindu-vă din partea Părintelui Rector și a Institutului, dumneavoastră adunați astăzi după amiază în sala hotelului Roman acest moment cultural pentru a ne pregăti sufletește la intrarea în Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor, Patimile Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui mister este greu pentru noi și astăzi, după atâtea secole de creștinism, să-l putem înțelege cu mintea omenească. Ne pregătim la Sfintele Paști cu acest moment cultural, după cum ați văzut, organizat de institutul nostru cu ajutorul Academiei și a Părintelui Eugen, meditând împreună la ceea ce a însemnat pentru Hristos unirea cu firea noastră omenească. S-a unit cu noi nu numai în momentele de bucurie, dar mai ales în momentele de durere, în aceste momente pe care le înțelegem cu greu fiecare dintre noi. Așadar, mulțumim tuturor organizatorilor, vă salutăm cu drag de noi, preoții franciscani de aici de la Institut,
dorindu-vă dumneavoastră audiție plăcută și sărbători binecuvântate în Domnul, cu multă pace și bucurie în familie. Manifestarea de duminică a fost cu atât mai potrivită în calendar cu cât postul mare premergător Sfintelor Paște mai este numit și Urcuș spre Înviere. Cum am încadrat așa, iată, în contextul apropierii sărbătorii Sfintelor Paște acest eveniment? Sărbătorile pascale sunt așteptate cu mult interes de toți creștinii din toate confesiunile și iată astăzi ortodoxii și romano-catolicii din Roman s-au înfrățit în armonie, în comuniune, în glas de cântări bisericești, cântări pascale, pentru a preamări pe Dumnezeu, pentru a pregăti marele praznic al Învierii care se apropie. Este un prilej de bucurie duhovnicească această întâlnire a noastră și așa cum spunea un psalm, psalmul 149, cântați Domnului cântare nouă, este îndemnul de a ne bucura împreună, toată suflarea să laude pe Domnul, spune psalmul 150, deci iată, încercăm să aducem preamărire lui Dumnezeu prin aceste cântări specifice perioadei pe care o parcurgem. Este perioada Postului Mare, numit atât de frumos Urcuș spre Înviere. Și ca orice urcuș este anevoios că fiecare om încearcă o înnoire, încearcă o lepădare a tot ceea ce e rău, încearcă o întărire a credinței și astăzi aici, prin glasul tinerilor, seminariști, prin glasul celor care vor veni, invitații noștri de la Conservatorul din Iași, vom retrăi bucuria aceasta pe care an de an o încercăm în preajma sărbătorilor, cântările Postului Mare. Pentru a încânta sufletele celor prezenți la eveniment au fost prezente formații corale reprezentative pentru municipiul nostru. Seminarul Sfântul Gheorghe este reprezentat prin cele două coruri care fac parte în cadrul seminarului și anume corul Laudamus, condus de către domn profesor Gheorghe Gozar și corul Melozii Romanului, condus de către părintele Ionuța Mărinii. Iată unul dintre protagoniștii manifestării de astăzi, dirijor la care coral? Corala Melozii Romanului constituie rodul unui proiect început odată cu festivitățile de aniversarea 600 de ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului la ora respectivă, ulterior ridicat în rang în 2009 la rangul de arhiepiscopie. Preasfințitul Ioachim Băcăuanul este cel care ne veghează cu binecuvântarea și cu mecenatul preasfinției sale, dorindu-și să inițieze un proiect destinat tinerilor seminariști din Liceul Sfântul Gheorghe, va fi Liceul Teologic Melchisedec Ștefănescu în cel mai scurt timp, în măsură ca aceștia să redescopere bucuria muzicii bizantine. Acest lucru a început, acest proiect a început, v-am spus odată, cu liturghia solemnă din 12 octombrie 2008, când, așa cum era obiceiul odinioară, liturghia a fost înveșmântată de monodii bizantine. Astăzi cu ce repertoriu, știu? Este un repertoriu prepascal, de fapt o selecție a principalelor cântări intonate la strana din Biserica Ortodoxă pe parcursul acestei perioade. Va fi un colaj de 6 piese, sperăm cât se poate de sugestiv, pentru că nici pe departe nu poate fi complet. Perioada triodului constituie perioada de maximă tensiune artistică, să spunem, în biserică, deoarece repertoriul este cât se poate de generos. Prezent la acest concert deosebit, care a constituit și o notă ecumenică în comunitatea noastră, primarul Romanului a apreciat ca benefice astfel de momente menite să ne unească și să ne înalțe spiritual. Prezent ca întotdeauna la toate manifestările de suflet, sigur că da, cu ce gânduri astăzi? Cu gânduri bune, mai ales că este vorba despre un concert de muzică sacră, își dau concursul mai multe coruri din Roman și nu numai, din tot spectrul religios creștin. Ne bucurăm foarte mult să putem fi aici. Din păcate nu putem sta până la capăt, pentru că peste o jumătate de oră vom deschide un alt eveniment important pentru Roman și pentru întreaga Românie. Romanul va fi capitala României la electronică și electrotehnică. Vom deschide Olimpiada Națională. Așadar, două activități importante. Păcat că se suprapun ca și timp în această duminică după amiază, dar important că au loc și pot pe diferite paliere de opinii, de
simpatii și de hobby să atragă oameni din Roman care să poată asculta sau alții să fie implicați în aceste olimpiade și concursuri, în aceste spectacole, în care să-și dea adevărata dovadă a măestriei, a artei, a științei lor. Și să ne zidească, iată, în prag de sărbătoare pascală. Sigur, ne înalță și ne apropie în trăire și simțământ mai aproape de divinitate. Este un lucru bun când trebuie să reflectăm, când trebuie să fim mai buni, mai înțelegători cu cei din jur, să ne păcăm cu noi înșine și cu cei din jurul nostru și atunci sigur putem clădi pe o platformă solidă pe mai departe. Cum era și firesc, bucuria acestei întâlniri au trăit-o atât spectatorii prezenți duminică la Hotel Roman, cât și organizatorii acestui eveniment. Iată, prezent aici un maestru într-ale muzicii, putem să spunem așa, cu ce gând astăzi? Astăzi ca spectator, ca auditor al corurilor care am înțeles că se prezintă aici în acest eveniment, ca amator de muzică corală, vreau să ascult și eu. Doamna Anușa Chiriac, gazdă bună, ca întotdeauna, cu ce gânduri astăzi? Da, sunt onorată pentru că au ales să organizeze aici la Hotelul Roman o sală, după cum vedeți, specială pentru tot felul de evenimente culturale, cât și alte aniversare. Și aș dori din tot sufletul să se întâmple cât mai des. Asta înseamnă că, deși orașul nostru este foarte mic, totuși sunt oameni inimoși cu multe acțiuni care... Pot să spun că Romanul chiar nu duce lipsă de tot felul de acțiuni culturale. Mulțumesc! Acest concert se suscrie unui calendar cu care romașcanii sunt obișnuiți de acum, mai ales în preajma marilor sărbători creștine de peste an. Considerăm de bun augur această zi, această inițiativă binevenită și bine primită de romașcani, care să ne aducă în suflete, să ne încânte, să ne aducă mireasma și bucuria Paștelui. Sperăm ca acest concert să fie de folos romașcanilor noștri și totodată sperăm ca aceste activități care s-au început mai de mult, dar care de când sunt în mandatul de director la seminar au luat amploare, în primul rând concertul de Crăciun și apoi acest concert pascal, care arată totodată, aceste activități arată că cele două confesiuni, cele două religii, catolică și romano-catolică și ortodoxă, sunt în comuniune și totodată laudă împreună pe Dumnezeu. Cum vedeți astfel de evenimente în comunitatea noastră? Foarte rare și foarte bune. Se întâmplă rar. Lucrurile bune se întâmplă rar, ca de obicei, nu? Și o asemenea eveniment este la noi, la Roman, destul de rar. După câte știu, a treia sau a patra ediție, la vreo două, trei am participat direct, acum doar ca spectator. Victime pascale laudes, imolent Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis in via, sepulcrum Christi viventi, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes. Se acordă diplomă de participare solistului preot profesor Ciprian Antălucă de la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pentru participare la concertul de muzică sacră azi, 1 aprilie 2012, aici, la Roman. Vă mulțumesc și vă mulțumesc!